produsele locale oferă consumatorului posibilitatea de a se hrăni, nu numai de a mânca. Aș vrea să mulțumesc foarte mult partenerilor noștri, producătorii, și aș vrea să mulțumesc pentru că au înțeles și fac aceste sacrificii să ducă o tradiție mai departe. Cred că astăzi nu este vorba despre noi, ci trebuie să fie vorba și să ne uităm către producătorii noștri. Este continuitatea de târgul pe care am organizat acum 2 săptămâni în județul Sibiu și cu siguranță e data de început unei lungă poveste de relație frumoasă și constructivă cu producătorii locali pe care se străduiesc că se produc articole de mare calitate. Să vezi tu atâta bunătate, de bunătate, gândești că eram... Uită-te tu aici și aici! Acest proiect, sincer, este un proiect minunat pentru că vine direct înspre producători, adică înspre oamenii ca noi sau ca ceilalți, care, dintr-o nebunie, pot să zic, încep să facă chestia asta. Putem să fim mândri de ceea ce avem. Credem că dacă ne uităm acum la produsele acestea, ne dăm seama că, de fapt, fiecare din noi ne întoarcem cumva în copilărie și retrăim această copilărie și retrăim gusturile autentice și, cu siguranță, sunt lucruri pe care vrem să le vedem că există. Încet, încet și cu pași mărunți, lumea gustă produsele pe care le facem sau pe care le faci și lumea te împinge să mergi mai departe. Este foarte importantă pentru identitatea noastră românească. Este foarte importantă pentru moștenirea pe care o avem. Nu putem să existăm ca și comunitate, dacă stăm ca și observatori și critici a sistemului și putem să o facem mai bine numai atunci când fiecare din noi pune umărul. Și atâta s-o pudărit până când o albăstrit, bă! Produsele producătorilor locali, așa ar trebui să fie, cel puțin trebuie să-ți asigure o garanție a calității și a posibilității să le savurezi și să te hrănești cu ele bine și cu plăcere. Cred că acest început, așa cum am spus, care este astăzi la Cluj, va fi un model la nivel național.